Despre răbdare în mijlocul împrejurărilor potrivnice. O imaginație înferbântată, sentimente puternice, argumente nesfârșite și un potop de cuvinte, toate acestea sunt cu adevărat inutile. Este bine să acționezi într-un spirit de detașare, făcând ceea ce poți, prin lumina lui Dumnezeu, și fiind mulțumit cu succesul pe care îl dă el. O moarte continuă față de sine este o viață binecuvântată la care doar puține ajung. Un singur cuvânt rostit pe un ton liniștit va realiza mai mult chiar și în chestiuni lumești decât cele mai înflăcărate sau agitate eforturi. În acest caz, Duhul lui Dumnezeu este Cel care lucrează, vorbind cu puterea și autoritatea Lui. El luminează, convinge, Atinge, zidește. Abia s-a spus ceva, și totuși, totul s-a făcut. Din contră, când oamenii dau frâul liber naturii lor, vorbesc interminabil, se lasă pradă închipuirilor nesfârșite, rafinate, inutile. Se tem ca nu cumva să nu spună sau să nu facă ceva suficient. Se aprind, se înferbântă, se epuizează fără ca situația să se schimbe în bine. Lasă răul să curgă pe sub podurile lui. Lasă oamenii să fie oameni, adică slabi, schimbători, nedrepți, mincinoși, aroganți. Pe scurt, lasă lumea să fie lume. Nu poți împiedica asta. Lasă ca fiecare să-și urmeze dispoziția naturală și obiceiurile. Nu le poți remodela. E mai ușor să-i lași în pace și să-i Obișnuiește-te să suporți aberațiile și nedreptatea. Rămâi liniștit la sânul lui Dumnezeu. El vede aceste rele mai clar decât le vezi tu și totuși le suportă. Fii mulțumit să faci bine puținul care depinde de tine și lasă ca orice altceva să fie ca și cum n-ar fi.